În doar 2 săptămâni, artiștii plastici mușteleni au participat la 2 expoziții importante. Prima pe data de 3 martie la Pitești, unde maestrul Gheorghe Paulian și-a expus câteva lucrări. O altă expoziție importantă a avut loc săptămâna trecută la Mioveni, intitulată Salonul de Primăvară. Expoziția a adus la un loc opere ale artiștilor argeșeni. Municipiul nostru a fost prezent cu peste 30 de lucrări, ceea ce ne face să fim mândri, fiind un număr foarte mare în comparație cu lucrările celorlalți artiști plastici. Salonul de primăvară al artiștilor plastici din județul Argeș iată și deschide din nou ușile aici într-un spațiu deosebit, destul de generos, pus la dispoziție de către doamna directoare Coca Panait. Avem de fapt parterul și etajul 1, unde mai sunt 2 săli. Anul acesta sunt mai multe tablouri ale artiștilor plastici. Și nu dorim să renunțăm la nimeni și de aceea am considerat că efortul pe care dânsii l-au, timp de un an de zile muncesc, trebuie să fie răsplătit, dacă pot spune așa, să fie văzut și de către alții artiști plastici. Cred că este o idee generoasă ca să ne cunoaștem mai bine între noi, să ne vedem realizările pe parcursul a 365 de zile. Expoziția a fost una reușită, aducând în fața publicului peisaje muscelene, naturi statice și măști. Publicul iubitor de artă și frumos poate vizita exponatele până pe data de 25 martie. Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, în colaborare cu Casa de Cultură Mioveni. La deschidere au participat și membrii Cenaclului Idene Gulici și conducerea Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung. Pe mine mă impresionează înainte de toate diversitatea stilistică. Am văzut și sus. Majoritatea lucrărilor sunt destul de bine executate, ceea ce invită la un dialog între autor și vizitator și privitor, un dialog care, chiar dacă este tacit, dar pe lângă dialogul respectiv, este și o invitație la un soi de concert cromatic extrem de valoros. Acestea fiind zise, trebuie să comentăm puțin pe părintele, că lucrările nu sunt deloc naive, sunt lucrări cultivate, lucrări care au toate atributele estetice.